Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți emisiunea Dilemele Zilei. O dilemă foarte mare în această zi. Avem sau nu avem premier? Ei bine, credeam că vom afla răspunsul la această întrebare. Nu avem deocamdată premier. Răspunsul este, se pare, în curtea Partidului Social Democrat. Președintele și reprezentanții coaliției aflate în poziția de a desemna un nume pentru Palatul Victoria se află deocamdată într-un joc de șah, spun unii, într-un război deschis pentru putere, spun alții. Încercăm să aflăm ce se întâmplă între palate și pe scena politică a României, de ce politicienii par preocupați mai mult de jocuri decât de guvernare și de stabilitate. Trei invitații în această seară. Ne reîntâlnim, ca de obicei, cu colegul Claudiu Matei. Bună seara, Claudiu! Bună seara! Iată, am avut un Crăciun mai scurt ca altă dată. Revenim la lucru și, desigur, și în anul care vine, iată, o să ne reîntâlnim la fel de repede, pentru că nu mai sunt decât puține zile. Doi invitați, reprezentanții partidelor politice din Târgu Jiu, din Gorj, domnul Rudi Bugă, președintele PRU Gorj. Bună seara, domnule Bugă! Bună seara! La mulți ani, într-adevăr, Ștefanilor și Ștefaniilor și derivatelor de la Sfântul Ștefan. Îl salutăm și îi spunem bună seara și pe domnul și domnului Eduard Berca, reprezentantul Partidului Național Liberal. Bună seara, domnule Berca. Bună seara. Așadar, război total pentru putere. Claudiu, aveam, mă rog, credința că astăzi se întâmpla un final fericit pentru alții, nefericit pentru PSD, pentru PSD, într-adevăr, dar n-a fost să fie așa. Președintele a făcut o mutare pe tabla de șah și încercăm să aflăm ce înseamnă toate aceste lucruri, dacă rezultatul, să zicem, îl prevedem că va fi același până la urmă, va fi instalat un guvern și fiecare își va vedea de treabă. Dacă va fi așa, să zicem că acesta e rezultatul previzibil. Ce rol mai au aceste jocuri de forță, de putere? Da, am ascultat în această după-amiază opiniile unor analiști politici de la nivel central, însă și părerile sunt împărțite ca de fiecare dată, însă din punctul meu de vedere era previzibilă decizia președintelui Iohannis de astăzi, în condițiile în care a amânat un răspuns, sau eu știu, a amânat decizia de a o numi premier pe doamna propusă de coaliția PSD-ALDE până după sărbători. Nu și avea rostul această amânare în condițiile în care au fost verificări pe siguranță națională și pe alte chestiuni, așa cum se întâmplă de obicei, și cred că serviciile secrete nu aveau nevoie de 4-5 zile pentru a lămuri lucrurile. Cred că erau lămurite din la câteva ore după momentul nominalizării de către cei de la PSD-ALDE. Însă, din punctul meu de vedere, decizia lui Klaus Iohannis de astăzi de a nu o nominaliza pe doamna propusă de PSD este una neconstituțională în condițiile în care PSD plus ALDE au deja o majoritate. Era normală decizia lui Klaus Iohannis, în condițiile în care la consultările pe care le-a avut cu partidele politice, mirosea, ca să folosesc un termen pe înțelesul tuturor, că pot face ceilalți o majoritate, adică partidele rămase acum în opoziție. PNL, USR și ce mai era pe acolo. UDMR, dacă
că UDMR oricum e cu cine e la putere sau cine face majoritate. Însă lucrurile n-au stat așa, ci de la PSD plus alt... și în urma discuțiilor pe care le-a avut cu Călin Popescu-Tăricianu. Dacă mirosea chestia asta, avea tot dreptul să dea soluția pe care a dat-o astăzi, adică să respingă propunerea venită din partea coaliției care a făcut majoritatea. Constituția îi permite totuși să facă un prim refuz, să respingă prima propunere. Deci, da, dar în anumite condiții. M-am uitat și eu astăzi în Constituție ca să nu mai iau după ce vorbesc unii domni la televizor. Am ascultat și părerile unor profesori în drept constituțional, dar am vrut să mă conving eu. Și lucrurile sunt pe undeva interpretabile, așa cum se întâmplă de obicei în România, deși actul fundamental al statului român n-ar trebui să fie interpretabil. Însă nici acolo lucrurile nu sunt clare. Și tocmai de aceea cred că și Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăricianu și-au luat o marjă așa să se gândească, să se consulte cu specialiști în drept constituțional ce să facă până mâine. Mâine seară, așa cum am spus. Vedem ce se întâmplă. E prematur să mă pronunț eu care, cum stau lucrurile pe la... De ce se trage București? De timp? Că senzația asta este. Și unii și alții trag de timp. E un joc așa, al nervilor tari sau cum da, e? Până la urmă... Că tot la un guvern se va ajunge. Cred că corect. Nu va rămâne neguvernată țara asta. Nu, Klaus Iohannis, trebuia să-și argumenteze decizia de azi. Adică n-am numit-o pe Șevil și Aideh din cauza asta. Și îl numesc pe, nu știu, pe cealaltă propunere, pe Eugen Tomac de la PMP, care poate are 3-5 zile să-și facă majoritate. Trebuia să-și argumenteze decizia, însă această tragere de timp, deși e un joc politic, un război până la urmă între PSD ALDE pe de-o parte și Klaus Iohannis pe de altă parte, are consecințe negative pentru popor. Adică toate măsurile alea pe care ni le-a promis PSD în campanie se decalează cel puțin cu, nu știu, o lună, două de zile. Pentru că ele nu mai pot fi puse în practică în lipsa unui guvern de la 1 ianuarie. Dar poate lucrurile se mișcă, însă efectiv nu mai e timp până când, până joi, vineri. Deși nu cred că mai face nimeni politică vineri după amiază și sâmbătă seara este... Eventual salate și fripturi, că politică mai puțin. Da. Domnule Bugă, de ce e nevoie de jocurile astea de putere? Fiecare vrea să arate că e șeful? Sunt jocuri de forță între palate, între... Da, cred că asta e ideea, dar indiferent care ar fi, problema e că totul se abate asupra oamenilor, asupra cetățenilor, acelor care au votat, acelor care n-au votat, până la urmă, dar una peste alta războiul ăsta dintre două persoane, până la urmă este între două persoane, nu duce la nimic bun. Liviu Dragnea spunea, dumneavoastră, acest om, ne-a spus președintele român, acest om, o simplă persoană care blochează... Liviu Dragnea, dacă avea sânge cu ghilimele de rigoare, se propunea pe el premier. Pentru că rezultatul era același, îl respingea și pe el ca și pe doamna respectivă. A doua greșeală care a făcut-o, părerea mea personală, e această doamnă propusă pentru funcția de premier. Eu zic că din milioanele de votanți care au avut dumnealor, cred că se găsea cineva, făcând abstracție și nici nu vreau să mă gândesc la că e musulmană doamna sau ceva de genul. Dar eu zic că erau alți oameni destul de competenți, destul de pregătiți. Doamna, în afară de cunoștințe din administrație unde a lucrat foarte mult, bănuiesc că nu, economic nu. Pe politică externă era, bănuiesc, varză, că n-are de unde, de la Consiliul Județean... Dar nu contestă nimeni, domn președinte, din punct de vedere profesional. Nu știu care au fost considerente. Păi da, aici, dacă mă lăsați să continui, vă spuneam că urma greșeala președintelui Iohannis. Pentru că impresia mea e că joacă ultima carte politică. Adică vii și respingi un om care, până la urmă, e
propunerea unei majorități covârșitoare. Și nu spui motivul, nu spui nimic, nu ieși cu nimic. Am respins-o că așa am vrut eu. Cam așa a fost mesajul astăzi. Am respins-o că așa am vrut eu. Nu, trebuia să vină. Dom'le, e bărbatul, nu știu cum, sau fratele bărbatului n-are interdicție pe Uniunea Europeană, din ce am înțeles. Găsea, era un motiv, nu era problema de... Da, poate că le are, dar nu le-a prezentat intenționat. Nu poți să vii... A aruncat mingea în curtea de acord cu dumneavoastră, PSD, nu poți și PSD aștepta reacția. În fața unei țări întregi care aștepta ziua de astăzi cu foarte mare nerăbdare, să spui că am respins-o că și mai și râsc. Eu nu cred că nu și-a calculat pașii președintele, cel puțin al doilea pas. S-ar putea să aștepta fie... reacția PSD, clar asta. E și PSD jocul, acum așteaptă... Lui. Eu am impresia că își urmează țelul ăla lui cu guvernul meu, cu partidul meu. Cu... De partid s-a bătut joc, a ajuns, l-a dus la 20% sau sub 20%, nu știu cât are. Sigur, dar dacă continuă și cu guvernul meu, cred că nu o să-l aibă niciodată, că nu poate, nu. Cu aparițiile astea de doi bani nu face absolut nimic. Trebuia să vină, să-și expună motivele, să vorbească pe înțelesul, de asta e președintele românilor ales, să le spună pe... Dar, mă rog, e războiul dumnealor. Problema e că se abate asupra cetățenilor, pentru că nu văd când ar putea să mai numească un guvern până în 2017 și repercursiunile să-l vedea în cursul anului viitor. Domnule Berca, cum vă liberalii, ce se întâmplă între PSD și... E, de fapt, din punctul nostru de vedere, e o... discuție practic instituțională între instituția președintelui și instituția Parlamentului. Cei doi sunt președinți de Camere. Cu drepturi specifice. Acum, Claus Iohannis n-a fost niciodată un guraliv, dar de fiecare dată până acum când a putut să spună ceva despre ceva, despre cineva, a spus. Foarte multe, dar a spus. Părerea mea sinceră este că nu a putut să spună care este motivul refuzului, pentru că am răsfoit sau am asistat la câteva discuții în media despre reacția presei străine la ce s-a întâmplat azi. Și toată presa străină a preluat ca leitmotiv așa al refuzului religia doamnei Sadeh. Da? Deci și Associated Press și New York Times și France Press și toți. Păi, neargumentând decizia, lași loc la speculație. De acord. De acord cu dumneavoastră. Dar și eu sexul cred, putea să-l ia în considerare. Dacă toți și că avea părul scurt. De acord că profesional n-a cer să reproșez femeii și totuși a apărut un refuz, în condițiile în care da, probabil vă spune că a mai fost verificat odată când a fost numit prim-ministru. Dar în condițiile în care poziția de prim-ministru este una extrem de vulnerabilă. Da, vicepreședinte al CSAT, dacă vă referiți la asta, documente secrete pe NATO. Așa. Eu cred că numai o argumentație de genul siguranței naționale l-a făcut pe Claus Iohannis să refuze. Deci, repet, toată presa străină a preluat acest refuz și ca urmare l-a interpretat ori în condițiile în care acolo se vorbește despre apartenența la religia musulmană a doamnei viitor prim-ministru sau posibil viitor prim-ministru, nu că, eu știu, n-are experiență cu, sau n-are anvergură, cum spunea Băsescu. Nu că n-are nu știu ce alea, cum spuneau alții. Toți au zis, băi frate, da, bănuim, da, intuim că refuzul de nominalizare a doamnei Sadeh este, există legăturile alea. Am tot văzut mestecând presa centrală faptul că e soț. Uite, v-aș da un exemplu pe care sunt convins că îl cunoașteți. Președinta Braziliei are o problemă extrem de gravă, de complicată, ca urmare a prieteniei sale cu președinta unei asociații care s-a folosit de informațiile din discuțiile private, nu, în afaceri. Acum, mă înțeleg, eu știu ce, că nu vorbi în familie cu bărbatul, nu știu, nu vorbi. Trebuie să... Dar există să vedem un anumit risc la care te expui.
România, dacă a excelat în ceva, și asta că suntem noi așa, mai calmi, mai toleranți, a excelat în stabilitate. Dar n-am avut exces. N-am avut probleme de natură. Bine, l-am avut pe Omar Haisam, dacă ne aducem aminte. Vă ce zice? Ce probleme a făcut băiatul ăla? Dar PSD-ist. Să știți că l-avem și pe Raed Arafat. Păi PSD-ist. Păi ce stai PSD-ist? A făcut lucruri corect. Pentru n-am nimic medical. Împotrivă. N-am nimic împotrivă, dar gândiți-vă care a fost o... Băi bine, Raed Arafat, mă gândesc că a fost verificat, că nu l-a fi pus. Avem un telefon. Da, dar Omar Haisam, la momentul său, a făcut prăpăd. Din punctul meu de vedere. Avem un telefon, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, domn Măruță. Dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara și dumneavoastră. Domnul Măruță. Același țărat nerod care nu vă lasă în pace. Stați liniștit că v-am recunoscut, deja sunteți un colaborator. Stau cu ochii pe televizor. Foarte bine. Și ascultai multe și multe păreri. Dom'le, eu sunt un om simplu, nu sunt avocat ca Bolcaș, nu sunt ăsta de la televiziuni. Analist politic. Sunt un simplu iorot. Dom'le, n-a călcat nicio Constituție, domnule. N-a propus pe altul. Domnul președinte a spus clar, veniți cu altă nominalizare, tot din partea dumneavoastră. Domnul președinte a avut un simț deosebit. Putea să-i primească separat la Cotroceni, nu împreună, fiindcă pe buletinul de vot ați votat, da? Nu scria PSD plus ALDE. Scria PSD într-un ecran, în partea altă, altele partide, da? Dar având deschidere, i-a primit pe amândoi și l-a acceptat propunerea. Domnul președinte a analizat care dreptul 30 de zile, domnilor. Hai să fim serioși, am și o țără la doaca asta care îmi acopere capul. Nu-s de pe blună. N-a stat 30 de zile, a stat 3 zile. Și a întrebat în dreapta, în stânga și le-a spus foarte frumos. Domnul, voi veniți cu altă propunere. Dacă domnul Dragnea îl doare atât de mult de popor, domnul Măruță, în seara asta punea al de candidat, domn. Și mâine avea parlamentul și făcea guvernul, domn. Și să nu ne mai speriem că nu sunt bani. De la 1 ianuarie să dea tot ce a promis. Fiindcă ați văzut la televiziunile locale, a băgat 2 milioane și ceva la gură. Domnule, hai să fim serioși, să terminăm cu minciunile, domnule. Nu să vină mieroși ca Stănescu toată ziua pe ecran, condamnatul ăla și securistul ăla care ne-a nenorocit atâția ani de zile. Să-l văd toată ziua pe micul ecran, pe Roșca Stănescu, de Alexei, de democrație. Că din 90 încoace asta am făcut. Deci președintele ne-a spus foarte frumos. Veniți cu altă numerizare. Ce a greșit? Că n-a dat explicații? Păi nu e obligat să ne dea nouă explicații, domn. Explicația o dă unde trebuie dacă îi să cer, dar nu o dă în fața națiunii. Părerea mea, iertați-mă, dar eu nu vreau să eu mor că n-au numai și numai minciuni, domn. Că asta a distrus și PNL-ul și partidele s-a mâncat de tăiere. Domnul de la Partidul România Unită, Bugă, unei domne ghiță la care a mâncat numai prăjituri stricate pe ecran, unei. De aia s-a ales praful de partidele, fiindcă ați făcut sute și sute partide și s-a ales praful de țară. Că dacă dreapta era unită, avea 56% și putea dreapta să conducă. Dar hai să fim serios, să terminăm cu politica, să ne vedem de ce am învățat în tinerețe. O seară bună să aveți în continuare. Iată opinia telespectatorului nostru. S-a plictisimă, deci. A înțeles acest joc democratic. Fiecare își exprimă opinia. Așa e, da. Și votează, nu. Să știți. Păi toți votăm. Și am înțeles în felul acesta ce s-a întâmplat. Îndrăznește să crezi în România. Este sloganul, a fost, mă rog, sloganul PSD. PSD care vine după câteva zile și face propunerea respectivă. Ce înțelege electoratul PSD și cei care au votat PSD-ul din acest joc pe dublu? Ce vrea Liviu Dragnea? E un joc dublu ăsta? Sau... Nu asta trebuie să înțeleagă. Ce vrea Liviu Dragnea? Nu? Dacă el a fost atât de discret și n-a vorbit cu nimeni până la nominalizare, a luat mandatul în alb. Foarte clar că Liviu Dragnea e un fel de Tutankhamon acum, care își asumă împreună cu ALDE, că nu poate singur, că dacă ar fi tu singur constituțional, ar fi avut premierul acum, da, fiind partid câștigător cu 50+1, dar n-a fost. Și atunci trebuie să aibă
ajutor, un sprijin, un suport. Nu știu, e, din punctul meu de vedere, repet. Să înțeleg că PSD a început primul... Păi, să zgâlțeie iesparul. Deci, surpriza de azi n-a fost atât de mare cât a fost surpriza nominalizării, nu? Că da, toată lumea se vor arăt niște tineri din PSD. Tineri, care... că sunt tineri, că sunt, până la urmă e fina sau ce e, na. Pe undeva era și de așteptat. Faptul să vedem o schimbare de generație. E un guvern de tranziție ăsta. Eu nu pun acolo să stea pe civil. O pun ca să vin eu. Nu? A spus-o. Da. N-a spus-o, băi, stai, eu mă gândesc la stabilitatea țării, mă gândesc să pun un guvern. Dar păi ce o să facă femeia aia când o să conducă ședințele de guvern? O să ne stai așa să mă duc să vorbesc cu Liviu. Sau bă, tu vorbești cu Liviu când venești cu propunerea asta de lege? Îl întrebași? Ce zise Liviu când... Așa, asta, băi, pune-mă un om, da? Nu zic că nu, e bun, nu, Doamne ferește, n-a comentat nimeni lucrul ăsta. Dar dacă pui un prim-ministru, da? Am văzut reacția lui Victor Ponta acum, care spune, băi, stai așa, tată, eu am văzut guvernul în 2 zile. Înțelegi? Cu pactul de coabitare, cu alea, cu alea. Dar l-am făcut în 2 zile. Cred că îl făcea și Dragnea astăzi, dacă n-are refuzul. Nu, dar încă o dată. Păi hotărâți-vă, deci... Dragnea îl făcea sau doamna Șaide? Păi nu l-ai văzut ce a spus astăzi Dragnea, dacă îi dădea acceptul, avea și guvernul până după amiază. Deci îl are și oamenii. Păi stați să înțelegeți, dumneavoastră conduceți PR-ul, nu? Da. Sigur? Nu e altcineva în spate care vă manevrează? Nu e cazul. Sigur? Sigur. Și atunci cum va fi cu domnul Dragnea? Omul n-a fugit, că a fugit numai. Păi oricum nu era în spatele meu și n-a fost niciodată. Trebuie să luăm o pauză de publicitate. Încercăm să aflăm în cea de doua parte unde a fugit domnul Ghiță. Vă spun eu. Dacă tot m-a întrebat. Corpurile de iluminat nu mai sunt doar o necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu o ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții ambientului și bugetului dumneavoastră. Lustre de cristal sau cu leduri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior. Calitate garantată la produsele Orion Austria. Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe, cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. Renunță la pâinea cu amelioratori. Alege o pâine sănătoasă, făcută după rețete clasice, doar cu făină, drojdie, apă și sare. Gustul pâinii de altădată, regăsit acum în produsele Profipan. Pâine albă, semi-albă, neagră, pâine pentru diabetici, dar și pâine de secară. La comandă, produse speciale și împletituri pentru diverse evenimente. Încercați și produsele liniei de patiserie sau cozonacul tradițional aromat și bine crescut. Pentru comenzi și distribuție, căutați fabrica Profipan din Motru, în Surăței, numărul 36, distribuitor pentru județele Gorj, Mehedinți și Dolj. Telefon 0253 412 080 sau 0740 140 937. Profipan, pâine ca odinioară. Ați văzut emisiunea seară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care e treaba? Vorbeam de gunoi aruncate la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai, acum e cool să colectezi separat.
SCPT&D Simpec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&D Simpec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&D Simpec SRL, în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253-211-321. Love it when I'm flexing up in my car. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare. De aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Am revenit la emisiunea noastră Dilemele Zilei. O dilemă în această seară: de ce nu avem premieră la această oră? Un program de guvernare de care ați văzut multă lume așteaptă de asemenea foarte mult, multe promisiuni făcute în campania electorală de către social-democrați. Nu există șef pentru a conduce un guvern, nu există un guvern care să pună în aplicare un plan de guvernare, plan pe 4 ani. Președintele și liderul principalului partid din România, PSD, Liviu Dragnea, se află într-un conflict deschis, se joacă pe o tablă de șah în care sunt și pioni pe care, sau piese pe care noi nu le vedem sau nu le dibuim acum. Mai sunt și umbre pe alocuri, se joacă și la vedere, dar se joacă și în spate, după cum ați văzut. Până la urmă, cred că vom avea un guvern, dar, așa cum au spus și telespectatorii și invitații, pentru ce, cui folosește această pierdere de timp? Și așa am pierdut mult timp cu astfel de războaie politice dâmbovițene sau de altă natură. La ce ne mai folosește încă unul care va avea același rezultat, ne va duce în același loc, adică să începem să guvernăm, să înceapă să guverneze cei care s-au pregătit și au câștigat alegerile. Domnilor, sigur, înainte de a continua discuțiile pe tema aceasta a guvernării, încercăm să aflăm totuși unde este Sebastian Ghiță. Un om important în România, un om care a avut țara la, sau oare în continuare, la picioare. E problema lui, nu prea. Sau la mâini, mă rog. E că ne face un bugul, o dezvăluire. În direct, nu? Unde e? La Rânca nu? Bănuiesc că nu. La Rânca nu. Nu este. Sigur. La Rânca? Eu ce pot să vă spun, a fost la ședință la partid luni, când am avut noi ședință. Era omul dezinvolt, nu avea niciun fel de treabă. Noi nici nu prea am avut tangențe, pentru că eram diametral opuși și în gândire și în orice vreți dumneavoastră. El a avut gândirea la centru acolo cu sprijinirea prietenului dumnealui. Noi aici la Gorj am fost pe altă partea baricadei, chiar dacă făceam parte din același partid, am fost nevoiți să facem diferență și de idei și de gândire față de cei doi, ca să spun tocmai așa. Tocmai unde a candidat unul Ponta? Da, păi noi da, care-i problema? Noi am avut candidați care, pentru care am muncit aici la Gorj, toată filiala Gorj a Partidului România Unită, ori dumnealor la centru au sprijinit un candidat al PSD-ului de la Gorj. Vă dați seama ce ușor ne-a fost nouă. Dar nu ne-a interesat și nici n-am avut treabă cu ei, nici nu ne-au pus niciun fel de problemă. Ne-am făcut campanie așa cum am crezut noi de cuvință, iar problemele domnului Ghiță bănuiesc că și le va rezolva dumnealui.
Nu știu de ce să face atât tantan pe Sebastian Ghiță, care e un simplu membru al Partidului România Unită, și nu se discută de președintele celui mai mare partid al țării, care își vrea guvernul lui și ce-și mai vrea și ăsta, care e condamnat penal. Eu cred că nici n-are rost să discutăm despre subiectul Ghiță atât timp cât avem. Dar știți de unde a venit domnul Ghiță în PRU? De la ce partid? Be, normal. Știu și de unde a venit Dragnea la PSD-ul. Nu? Ce a spus un președinte luptător al țării? A fost crescut de mine, știe lecția. Uite că nu prea o știe, că nu... Mai dăm bară și el cu unul ca Iohannis și așa mai departe. Claudiu, unde e domnul Ghiță? La Rânca nu e. Nu. Nu știu. Până la urmă puțin contează chestia asta. Vor afla până la urmă. Are legătură cu pierderea imunității? Dispariția? Sau cu altceva? Adică, nu cu siguranță, că vă spun prostii, că chiar nu sunt documentate. Să plece chiar în ziua... Dacă un fost parlamentar mai trebuie să... Nu, cred că doar la prim-ministru, la fost președinte, dacă pe măsurile preventive trebuie aviz. Cred că la un fost parlamentar care și-a încetat mandatul și-a terminat și imunitatea. Cum e domnul Berca, știți? Sau ministru? Chiar nu la ministri, sau doar la foști ministri. Da, la foști ministri. La foști parlamentari, nu cred. Da. La foști parlamentari s-a terminat imunitatea. Îi pot ridica direct, da. S-a terminat mandatul, s-a terminat și imunitatea. Deci e puțin, e practic neimportant. Și la ministri doar pentru anumite... Da. Pentru anumite infracțiuni. Informa, da. Și dacă ne ducem aminte de acea înregistrare a procurorilor care spuneau că îl luăm pe el și îl toarnă pe Dragnea, le vine important? Da. Dar dacă ne ducem mai înapoi în timp, de la un dosar de la Prahova, al familiei Cosma, și ne amintim de un document al procurorului Papici de la DNA, în care apărau greii din Prahova, adică șeful poliției pe care întâmplătorul chema dosarul, adjunctul șefului IPJ Prahova pe care întâmplătorul chema Parepa, fost șef la IPJ Gorj, și alții de pe acolo, care puneau la cale cum să-i scape pe tatăl și fiul Cosma de la Prahova, chiar în biroul șefului poliției, apărea într-un referat sau nu mai zis, sau cred că în rechizitorul lui Papici de la DNA, și tuturor le-au picat capetele pe rând. Doar un singur om a rămas în picioare la vremea respectivă și ăla se chema Gheorghe Parepa, care a ajuns șef de direcție în cadrul IGPR și după aia a trimis la Gorj. Cam de acolo au plecat dosarele lui Ghiță, cumnat Ponta, Victor Ponta și toți ceilalți care tot dau cu Cosma semnatul pe la DNA Prahova. Documentele nu sunt așa vechi, sunt de prin, cât să zic, că nu pot spun prostii, 2012-2013, deci cu puțin înainte de a pleca domnul Parepa în direcția, nu știu, șef direcție, ce a fost pe acolo, pe la Poliția Română, pe vremea când dumnealui a fost inspector șef adjunct la Prahova. Da. Acum, pornind de la aceste povești, chestiile astea se află ulterior, le află procurorii și atunci când, știi și tu, ghidul de bună colaborare dintre sistemul judiciar și mass media, le aflăm și noi. Are domnul Iohannis, președintele, un buton sau mai multe ale domnului Dragnea? Pornind și de la povestea spusă de Claudiu? Se joacă și la nivelul acesta? Al butoanelor? Nu s-a văzut. Deci, în momentul de față, în ceea ce privește declarațiile reciproce așa ale celor doi, n-ar părea că ar exista undeva o... În ceea ce privește pe Dragnea, mă refer. Domnul Dragnea a spus clar. Luăm în calcul și varianta să nu aruncăm țara într-o criză profundă.
Deci asta poate fi interpretat și ca un pas înapoi. Un pas înapoi, clar. Păi de-aia reproșat și... Acord, da. Și răgazul de o zi jumate sau până mâine seară e... Ce să zic? Acum... Se joacă? Da, sau nu se joacă? Faptul că, eu știu, Klaus Iohannis e și inexpresiv așa, ce vrea să spună, da, mai știi? Nu se vede dacă are sau nu butoane. Nu e ca Băsescu. Nu prea umblă cu ele după el, da. Băsescu, da, ele cu dotore, cu ala. Spunea, da. Spunea că are butoane. Scăpa ca să vadă că are butoanele da, în demână. Acum, deci, ce văd eu că face, pune PS-ul la postări. Și lasă așa, neant, neter, cumva, o dâră de, băi, mai e ceva acolo. Mai are o linie cu serviciile, domnul Băsescu? Păi eu știu dacă mai avea seara, nu cred. Sincer, nu, dar presupune, își face meseria omul, ne? A fost 10 ani, a fost Jolly Joker pe televiziune, pe presă și pe asta. Deci domnul Ghiță nu are un rol important în povestea asta, să înțelegem. Ar fi chiar culme. Bine, atunci să credem în coincidențe? Coincidența e prea mare. Adică cum a dispărut păi exact în perioada asta? Te pomen că e pe la Cotrocin, Ghiță. Nu știu, dar nu e poate ca... a dispărut în favoarea domnului Dragnea. Nu e ca neapărat și... în favoarea domnului Iohannis. Nu e ca și jurnalist, trebuie sau... să ne întrebăm de fiecare adică, dată de dacă ce. Dacă nu e la Cotrocin, e la Alexandria, nu? Dom'le, fug ca să n-aibă probleme Dragnea. Dom'le, fug ca de afară să îi dau butoanele lui Iohannis. Nu știm acum cât de puternic e domnul Ghiță. Sau a fost. Aflăm când va fi prins. Dar trebuie să ne întrebăm întotdeauna de ce se întâmplă chestiile astea într-un anumit context. Nu văd de ce mai trebuie să fie prins din moment ce astăzi 5 judecători de la înalta curte i-au păstrat... Vă dați seama cât de tare e? Păi poate vine diseară cu rata de... Agadirul ajunge la București. Nu cred că mai vine, că sărbătorile acum mai pleci pe drumuri, ați văzut ce e pe la noi prin țară. Pe... Sigur nu se ascunde în fieful domnului Ponta la Târgu Jiu, la Râncă. Sigur nu e la Gorj. Nu știu, nu mă, ar fi chiar urmează. Vă aduceți aminte de vreo două ori, cred. De vreo două ori, nu? A făcut sărbătorile prin Dubai. Chiar nu-mi fac griji din punctul de vedere. E undeva la plajă, e cald, e bine. E... N-are rost să ne impacientăm noi așa de tare de soarta... Are PSD o variantă pentru seara de mâine? Ar fi chiar culmea să nu aibă... Va veni cu altă nominalizare sau... Logic așa ar fi, știi, că automat se trece de la Iohannis la Dragnea dacă mâine nu vine cu altă propunere și o menține pe aceeași, așa cum a spus, nu? El a spus că are o singură propunere și atât. E refuzată. Asta se întâlnește nu știu unde, în altă parte, n-a specificat unde, dar dacă a spus dă înapoi Dragnea și vine cu altă propunere... Păi a dat din moment ce a dat timp de gândire până mâine, la revedere, a dat, clar a făcut pasul înapoi. Acum depinde cu cine vine. Înseamnă că are un buton, domnul Dragnea, pe undeva? Poate să vină, nu știu dacă are butoane sau nu are el sau Iohannis, dar problema este că ar fi foarte indicat să vină cu un om cu adevărat tânăr, cum spuneați dumneavoastră. Nu, poate să fie nu mai și pensionar, să... nu e problema asta. Dar să îndrăznim să credem și noi în România, nu în alte... Mai are, păi mai poate să-l mai numească pe ăsta de la Zmurt, cum îl cheamă, mai are variante. Știi, dacă vrea să meargă pe aceeași variantă. Dar eu zic că dacă cei de PSD au un pic de colo... Auziseți de doamna aceasta Sevil și Aideh? Da, o și cunosc personal. Înainte de... Da, aveți, știu de la Constanța fiind... Aveți, serios? Legătură cu Constanța. Da, de când era șeful de birou la Consiliul Județean. După aceea, oricum, e o femeie care n-ai ce să reproșez asta, vă spun 100%. Contactele acelea cu Constanța, dar domnule Berca, auziseți de doamna? Claudiu? Chiar dacă a fost ministru. Niciodată. Nici măcar nu țin minte când l-a înlocuit pe domnul... Pe domnul Dragnea. Mă gândeam că e fata lui Cosmâncă, dar nu... Să întrebați primarii de Gorj, că au avut tangențe cu dumneai și majoritatea vorbesc la superlativ, dar n-are nimic de a face cu desemnarea ei ca prim-ministru. Și Iuda a fost unul dintre apostolii lui Iisus. Știu. Era la superlativ până în momentul în care a sărit cineva cu bani. Știți cum e cu superlativul ăsta, că... Nu, în privința unei alte nominalizări, politicienii știu cel mai bine, domnul Berca a fost și la putere
are domnul Berca Dragnea la vreo 8 ani. Are domnul Dragnea, se fac strategii unde, în politică? La, putere? În, la local sau la... Păi, în România sau cum? Da, păi PNL-ul a fost la guvernare. 2009... Mi-aduc aminte să fie ocupat vreo funcție. 2009, după aia... În afară de cea de ales local, nu știu să... Eu vin din altă direcție, domnul. Am înțeles, din PDL. Păi dumneavoastră, cu atât mai mult ați fost la putere din 2004 până în 2012. Se fac strategii de genul ăsta? Adică, dacă nu... Dragnea cu, nu știu, cu Tăricianu și cu ăla micu. Fac strategii de genul ăsta. Păi așa îi zicea Băsescu, ăla micu. Nu îi zicea niciodată pe nume. Fac strategii. Băi, dacă nu numește pe Șaideh, ce facem? Care-i pasul următor? De ce și-au mai luat un răgaz? O luăm noi la noi. Cum procedăm? Sau ei știu deja ce fac mâine seara. Ați văzut cum stăteau cei trei ăștia de care spuneți? Da, doi unul lângă altul și unul mai depărtare. Așa, deci Tăricianu se băgase tot în Dragnea. Deci cum avea să-l prindă camerele, să-l prindă camerele. Nu, eu cred că avea nevoie de... Da, și declarațiile plus atitudinea din... Și am văzut după aia semnarea, ziceți, colaborării de guvernare cu DMR-ul. Unde cei doi flancau pe președinți. Și nu, eu cred că ăștia habar n-au nimic de ce se va întâmpla cu nominalizarea. Tot Dragnea. Cum? Nu știu de azi ce spun mâine seară. O să-i formeze Dragnea la un moment dat. Da? Sau trebuia să știe de-al altă ieri, din ajunul Crăciunului, ce fac astăzi dacă Iohannis Dragnea nu le-a spus zicelor lui din PSD. Absolut. Ce se mai informeze? Cu atât mai mult nu putea să le spună, să-i spună Tăricianu. Ce să facă Tăricianu? Să mai trimit un bilet roz? Băi, vezi că, știi, nu. Cum e cu democrația în partid? Păi, asta mă întreb și eu. Decizia colectivă. Poate asta o discutăm împreună. Cu votul care... Am văzut o părere a lui Ion Cristu în seara asta, că Dragnea ar avea o mai mare legitimitate dacă ar consulta forul de conducere al partidului, adică comitetul executiv voi sau ceva de genul ăsta. Da, voi ce ziceți? Nu, ca să nu mă hotărăsc eu soarta. Ce să mai zică comitetul executiv în momentul în care a dat mandatul în alb? Deci oamenii au votat, probabil s-au întâlnit unde s-o fi întâlnit și i-au dat un mandat în alb lui Dragnea pentru a nominaliza cu de la sine putere, cu abilități. Bine, și atunci de ce, dacă o nominalizează pe doamna Șarapatin, de exemplu? La fel de bine putea să o accepte sau să o refuză Claus Iohannis. Cum de-a apărut nominalizarea asta? Că e bun, acum, ca să revenim în termen puțin, repet, pentru mine a fost, eu știu, clar în momentul în care Dragnea a spus că va fi un guvern de tranziție, că nu durează mult, așa, parcursul acestei femei. Da, deci ea n-avea, nu discutăm de anvergură, că venea să scot pe gură chestia asta, da, dar nu discutam de o perspectivă serioasă cu acest guvern condus de Civil Șaideh. Nu avea o... și asta mă gândesc. Până la urmă, cred că cel mai legitim, dacă ar putea și toată lumea îi spune, să se propună pe el. Nu, că până la urmă, asta capul ar fi soluția, pentru că e clar că oricine ar propune, Liviu Dragnea va fi în spate. Corect. Dacă cel care va fi propus, dar cumva... nu așa tranșant. Să o facă și el mai, eu știu, măruși. După Corcoduș. Domnule, dar da, nu poate, dacă vă dați seama nu că poate, a câștigat puterea. Are o problemă. Toată, are o problemă. Mai mult are de jumătate din puterea României. Are o problemă. Are o problemă personală. Ori el a luat de minți puterea și vrea neapărat să... Da, ori nu poate să comunice. Da, nu e în stare să comunice. Eu știu, nu știu. Cum luați, domnule Bugă, decizia la partid? Mergeți acolo, vedeți că am luat decizia, s-o respectați. Sau no, se discută nu, într-un nu for colectiv, la nivel central votează, sau... Și central, și local, și oricum. Cum e cu organizațiile politice, până la urmă? E local, democrație internă sau nu este democrație internă? Local tot timpul ne-am sfătuit, am cerut părerea la colegii din teritoriu. La centru s-a schimbat un pic, chiar foarte mult și în rău, odată cu venirea celor din
din PSD. Dacă până atunci aveam o colaborare extraordinară cu centrul și nu se întâmpla absolut nimic la nivel central, fără cel puțin a ne cere părerea sau un sfat de care se ținea oricum cont dacă era corect. În ultimele două luni de când au venit cei cred că s-a ținut cont din de moment ce s-a hăitat cu ghițele din moment ce v-a terminat. Bogdan, vă aflați încă în funcție, cred că s-a ținut cont de... Da, mă așteptam să am surprize, dar nu e cazul, pentru că noi suntem aleși la Congres. E un birou permanent național care e ales la Congres și e foarte greu și Ghiță și mama lui și ceilalți care au venit să ne poată schimba pe vreunul dintre noi până la un eventual congres. Ori la momentul ăsta nu se pune problema de așa ceva. La nivelul nostru, noi suntem un partid de 3%, cum ați văzut la parlamentare, dar la nivelul PSD-ului, care deja bate spre 60% cu ce alianță a făcut, mi se pare totuși o conducere din asta, stalinistă acolo, să dai mandat înalt, să decidă soarta la cei 3 milioane de oameni care au votat sau câți au votat acum, că nici nu știu. Nu știu, nu e corect. Adică mi se pare că cel puțin desemnarea premierului să se țină cont de părere la tot ce înseamnă raportat la alegătorii din liste. Adică așa o văd, pentru că oamenii ăștia PSD a fost votat de 18% dintre știu, dar cei cu drept de vot. Însă nu mai contează votul când s-au închis urnele, trebuie să ne reprezinte pe toți. Corect. Și președintele, și premierul, și toată lumea. Degeaba stau și jur acum de acasă dacă n-au ieșit la vot, că trebuia să ieși la vot, pentru că dacă prezența era de 80%, vă spun eu că nu mai era majoritatea asta covârșitoare a PSD-ului și alte. Dar au stat acasă, să stea acasă. Uite acum să vadă circul de la televizor, că ăsta e circ, nu e altceva. Până la urmă, chiar dacă stau acasă, își plătesc impozitele, bănuiesc unii dintre ei și taxele și trebuie și ei reprezentați cei care nu au ieșit. Dar nu interesează ce se întâmplă cu banii. Da, să vedem. Pentru că vedeți dumneavoastră... Atunci să introducem votul obligatoriu? Sau care e soluția? Dacă... Păi am văzut câteva discuții pe media legate de votul obligatoriu, legate de referendum, că practic noi trebuie să învățăm democrația. Aici am o părere pur personală. Trebuie să învățăm democrația cu binișor. Noi 43 de ani am fost învățați să ascultăm de cineva. Era partidul ăla unii care ne spunea ce să faci. De când ne sculam până adormeam seara. Așa, generația mea, ta, altora, noastră mai puțin, că sunteți mai tine. Păi, lucru, la 40, dumneavoastră ce vârstă aveți? 48. Păi și spre 40. Să fiți sănătos. Dar n-ați prins, erați copil probabil în momentul Revoluției. Am prins partea de pionieri. N-am apucat. Era mai romantic, așa mai... Ce satisfacție aveai când spunea clăvata la gât, nu? Absolut. Și eu și mai aia, utecist. Dar vreau să zic că... Lucrul ăsta a rămas și ce am făcut până acum n-am făcut decât să perpetuăm metegne și ceea ce ne dorim cu toții să ajungem sau tindem spre democrație, mai e. Da, mai e. Și uite, ăsta e un exercițiu democratic pe care faptul că președintele refuză spune un exercițiu pur democratic. E un dialog între instituțiile statului. Și domnul Dragnea nu e un produs al democrației românești? Ba da. Asta originale. Asta care încearcă cumva să perpetueze ceea ce a fost. Pentru că, pe de altă parte, domnul Dragnea, prin atitudinea sa discreționară, zic eu, de a dispune de resursa electorală a partidului, da? Că nu pe el l-a votat românii, pe Dragnea. Aici l-a votat pe Cârciumaru, la Craiova l-a votat-o pe Olguța, la Arad pe nu știu cine, dar nu l-a votat pe Dragnea poporul ăsta. A votat PSD-ul și toată lumea, și eu, și Rudi, și toată lumea recunoaște, da, s-a votat PSD-ul, a avut mesaj, a avut... Dar vine Dragnea, da? Și vă spun, uite, soacră mai din urmă, de la Roșiuri, o am la mine aici, jură la el toată ziua, de dimineața până seara. Mă înțelegeți ce vă spun? Roșiorii ăla e plin de șosele cu gropi.
Dom'le, deci cum să-ți spun? Da, deci dacă mergi cu mașina pe acolo, o rupi. Așa. Păi nu. Și atunci, ce a făcut Liviu Dragnea, care are mandat, câte mandate? De 7, de nu știu câți ani e, ce... Într-un județ unde sunt 10% asistat social, da? Unde avem cel mai mare grad de șomaj din țară, unde avem cel mai mic salariu minim, sau mediu, pardon, scuze. Și a făcut omul ăsta, da? Că aici și-a, cum să spun, îl plâng cumva și pe Florin Câciumaru, cu toate că n-ar trebui săracul să-l plâng, că e senator acum. Dar bă, tată, bă, măcar de bine de rău, aci și n-ai mai băgat niște bani, n-ai mai făcut-o, mai uite, strada asta n-a făcut-o, că a făcut-o săracul. A făcut-o, a fost exemplu ăsta, ciment. De mai multe ori. De mai multe ori, înțelegi? Dacă ăla n-a făcut nici să facă astea, dar stu pe gropile, domnul. Treceți la PSD de mâine? Păi ce am? Păi, Doamne ferește, n-am fost acolo cu 20 de ani. Eu vă întreb, nu vă sugerez și răspuns. Nu era nicio întrebare retorică, să știți. La PDSR. Era o întrebare simplă. Luăm o pauză de publicitate, revenim cu partea a treia a emisiunii noastre. Nu ne mai întrebăm unde este Ghiță. Încercăm să aflăm dacă vor ajunge și Gorjeni în viitorul guvern. Cât de viitor o să vedem mâine seară. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servici și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazm a satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele îmbietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. SECE Auto Sion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre.
SC Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm polish profesional de faruri și stopuri. SC Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servici pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piesele schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc. Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa Șapcă, numărul 1. Telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie, birotică și tipizate. Cât timp se descompune gunoiul? Sacoșe de cadou din hârtie, între 2 și 5 luni. Coaja de portocală, 6 luni. Pachetul de lapte timp de 5 ani. Pungi de plastic, între 15 și 1000 de ani. Conserve din aluminiu, între 80 și 100 de ani. Obiectele din sticlă și din plastic, niciodată. Aruncate la întâmplare, aceste deșeuri pot fi înghițite de animale, provocând moartea acestora, poluează grav mediul și duc la creșterea cantității de gunoi depozitate la rampa ecologică, umplerea lor rapidă și implicit crearea unora noi. Vrei ca pământul să arate astfel în viitor? Vrei să lași asta copiilor tăi? E simplu, colectează separat. Am revenit la emisiunea noastră, iată, cu ultima parte, o declarație bombă în această seară venită dinspre București. Victor Ponta s-a dezlănțuit chiar împotriva, putem spune, lui Liviu Dragnea. Nu mă așteptam ca Liviu Dragnea să cedeze, spune Victor Ponta. Vede ca pe o înfrângere ce s-a întâmplat astăzi la ca reacție la declarația președintelui Iohannis. Victor Ponta spune că Liviu Dragnea ar fi trebuit să se propună încă de la început pentru, sau PSD să le propună pe Liviu Dragnea pentru poziția de premier în urma câștigării alegerilor. Cum vedeți declarațiile lui Victor Ponta? Nu mă surprinde. E o declarație pe care cred că Dragnea nici nu ia seama, nici nu-i dă atenție. Nu trebuie să vorbesc Victor Ponta de Liviu Dragnea, că a făcut un pas în spate. Pasul l-a făcut el atunci când și-a dat demisia din fruntea guvernului, trebuia să rămână acolo, nu era vinovat de absolut nimic, își continua munca, nu mai era dezastru ăsta care e datorită guvernului ăsta de tehnocrat. Mai vorbeam despre alte lucruri acum. A cedat și Ponta atunci? Păi e logic a cedat. Cine? A cerut demisia strada, nu? I-au cerut câțiva, avea vreo Are și Ponta butoane? Păi bănuiesc că are, din moment ce își înfruntă șeful pe Tutankhamon, vorba prietenului meu, Edi. Trebuie să ai un pic de tupeu să o faci. Dar problemele lor din partid și le rezolvă. Și continuă Victor Ponta, în momentul în care a făcut o altă nominalizare, respectiv doamna Shaideh, nu mai este nimic de făcut. Ce anume nu mai e nimic de făcut? A pierdut jocul? Păi vreți să are două variante. Dacă se duce și refuză pe a doua, dizolvă Parlamentul. Și nu cred că își va permite să ducă cu a doua pe care să o refuze Iohannis, să dizolve Parlamentul, pentru că nu știu dacă se mai întâmplă să mai obțină scorul ăla. Dragnea are varianta să ceară suspendarea. E foarte ușor să o facă pentru o lună de zile, dar niciodată nu va reuși să-l demită pe președintele Iohannis, pentru că, exact cum spuneam în pauză, l-au votat 39%, nu sau cât a fost prezența la vot, 39% sau 40% la nivel de țară, sau prezența, da. Din total, alegători, 18%. Da, urca să-l demiți, îți trebuie 30% votanți din total alegători. Păi de unde scoate PSD-ul 30%? 30% din total alegători. Din total alegători. Din...
și se ia cu majoritatea sunt. Da, dar unde scos 30% când au fost 18? Să mai aduci încă aproape... Nu, au fost 39, 18 au fost ai PSD-ului, din total alegători. Da, și PSD-ul 39, trebuie să aducă 30%. Păi, dar au fost 39% la vot. Da, și PSD-ul a avut 18 și ca să poată... 18 din total alegători. Din total, din... Și din, cât, cât 9 milioane, milioane. 17 milioane cât trebuie. Da, și din 17 din milioane total ei trebuie să aducă... Din total spre 40 sau cât a fost procentul lor de vot la nivel național. 40. Și ca să-l demită pe Iohannis, cât îi trebuie? Păi trebuie să aibă 15-16% din 30%. Din, deci 30% înseamnă 5 milioane jumate. Da, 3.000. Da, au posibilitatea. Au posibilitatea. Deci matematic ar fi. Da. Acum să vedem. Dacă nu se întâmplă ca și până acum în condiții din asta, de emoție. Nu, cum a fost și cu Traian Băsescu de două ori, cum a fost cu... Și amândouă au fost perdante. Cu Constituția, atunci bine, s-a ținut pe două zile, dacă, ca să se realizeze minimul de 50% de votanți. Ponta mai spune că președintele se răzbună pe popor, prin gestul pe care l-a făcut. Asta sunt chiar, cum să spun... Mesaje de campanie electorală. Mesaje de campanie electorală, da, da. Adică, cum spunea și Rudi la un moment dat, dacă ar exista acea variantă viabilă a PSD plus ALDE plus UDMR, mâine ar veni cu ea și Claus Iohannis ar da curs. Că e foarte clar că nimeni nu poate să gândească noi, Doamne ferește, cum să mă gândesc eu acum că pot eu, Doamne, să pun să-și facă Claus Iohannis guvern? Cum să fac? N-are cum. Că nu treci. Nu treci de Parlament. Parlament, clar. Mă, cum să zic, da, bă, pune, fă, omul a spus, pune, mă, vină mâine cu altă propunere, cu cineva care să aibă, eu știu, să n-aibă probleme pe acolo, cu ceva, cu soț. Atunci nu a fost de la început vorba de un joc? Că și PSD știe cu cine eu, să vină ca dacă, să fie acceptat. Pot să-mi exprim un punct de vedere, eu unul cred că Liviu Dragnea a făcut tot ce a depins de el, a creat o stare din asta de confuzie, da? S-o fi gândit greșit, că venind cu nominalizarea în ultima zi, cu o femeie, cu... Acum, nu știu dacă a mizat sau a făcut calcul legat de religia femeii și de... Da, el a zis să-și păstreze puterea, într-un fel sau altul, în contextul în care știm foarte bine cu toții, că nu putea să fie nominalizat ca persoană fizică. Deci avea nevoie de cineva de super încredere, ori Victor Ponta, cred că i-ar fi dat cu ciocanul în cap în secunda 2 dacă l-ar fi nominalizat și ar fi trecut. Ce să zic eu? Toți ceilalți care au emit pretenții, cum spuneam mai devreme, că au câștigat și pe drept cuvânt au făcut-o, da? Au câștigat alegerile în județele lor, nu sunt așa ușor de manipulat. Da? Ce să zic? Acum, ce-o fi mâine, seară? Dar eu, părerea mea asta e, că Victor Liviu Dragnea a vrut neapărat pe cineva cu care să-l tragă de sfori. Va veni PSD cu un candidat la postul de premier din partid sau din afara partidului? Nu, nu. Asta s-a exprimat dintotdeauna Liviu Dragnea, că persoana desemnată pentru funcția de premier va fi din PSD. Nu știu ce să zic, dacă va mai veni cu a doua propunere Liviu Dragnea. Habar n-am ce decizie o să ia până mâine după amiază, când au zis că decid ce vor să facă, însă nu mă surprind absolut deloc declarația lui Victor Ponta în contextul în care se cam întoarce roata. Dacă vă amintiți, la un moment dat a avut loc la Târgu Jiu, cred că conferința județeană a PSD, ceva de genul ăsta, la care au participat Victor Ponta și Liviu Dragnea. Victor Ponta, la vremea respectivă, președinte al PSD, și exact în ziua respectivă a izbucnit un scandal în presa centrală, sau atunci a apărut pentru prima dată
public disensiunile dintre Liviu Dragnea și Victor Ponta. În aparență, cei doi au lăsat să se înțeleagă la Târgu Jiu, chiar și declarativ în fața activului de partid al PSD, că lucrurile nu stau așa cum le-a prezentat presa și că totul este ok între ei. În fapt, lucrurile stăteau exact așa cum au fost prezentate în media și la câteva zile Victor Ponta n-a mai fost, sau câteva zile. Pe un timp destul de scurt, Victor Ponta n-a mai fost președintele PSD la nivel central și războiul dintre cei doi s-a dus chiar mediatic. Acum lucrurile parcă se răstoarnă așa, rolurile sunt inversate și declarațiile aproximativ... Nu uită Victor Ponta ce s-a întâmplat? Nu, cu siguranță nu uită. Dacă PSD s-a folosit de Victor Ponta în această campanie și de imaginea lui Victor Ponta ca premier și l-au trimis în țară ca mesager electoral în toată țara, au știut să-l exploateze din punctul ăsta de vedere. Mai mult, Victor Ponta nu poate cere la momentul ăsta de la partid, având în vedere problemele sale în justiție. Însă, cu siguranță că e o voce în interiorul PSD, încă Victor Ponta. Și ați văzut și presa îl caută, camerele de la vedere îl caută pe Victor Ponta, vor să-i afle opinia pe anumite chestiuni și el nu se lasă așteptat. Adică își exprimă tranșant pozițiile, indiferent că sunt în direct la TV sau pe Facebook sau, nu știu, în alte conjuncturi. Să înțelegem că cel nominalizat mâine va fi un politician fără dosar penal? Adică un politician relativ necunoscut? No, chiar nu, în afară de domnul Dâncu, să zicem, care nu știu dacă mai e toate, PSD. Nu știu de ce toate drumurile duc la domnul Dâncu, asta e problema. Pentru că probabil ar fi agreat și de Claus Iohannis. Ar putea fi. Dar în momentul când va fi numit Dâncu premier, nu mai are Dragnea control. Dâncu își va face el. Dar cine are control asupra lui Dâncu? Cred că inclusiv Iohannis. Binomul? Da, trinomul. Păi da, asta e opinia. Da. El dacă vrea să spațiu public respecte partidul, să vină cu un om din partid, curat, cum spuneați dumneavoastră, tânăr sau pensionar, nu contează, dar să n-aibă probleme. Adică să nu îi se poate imputa absolut nimic. Și mă gândesc că am văzut ca o grămadă de tineri, de oameni noi, care au ieșit pe lista cu care poate să iese la... să-l desemneze la funcția de prim-ministru. Da. Vedeți că are mandat un alt vorba lui Edi. El decide. Mâine, credeți că îl întreabă pe Tăricianu sau pe ăla mic? De ce Claudia ține Liviu Dragnea de mult la mandatul de premier? Dacă lucrează pentru România. Păi la resurs, e la butoane. E normal, e la butoane. Are majoritate, nu poți să nu ții la funcție. E la resurse, totul depinde surse, de... Surse, surse. Cred că și-a rezolvat problemele până acum. Ah, da. Țintește păi unde și altceva după mandatul de premier? O confruntare cu Iohannis? Da, din ce se vorbește la dumnealor, pentru asta se o pregătește... O candidatură la șefia statului? Se pregătește dumnealui, dar... De aceea insistă la... pentru poziția asta de premier? Dacă nu s-o fi îmbătat de puterea asta relativ scurtă, că e o săptămână sau două, trei, cât au trecut de la alegeri, mă gândesc că n-a avut timpul necesar să gândească la funcția de președinte al României și mă gândesc că în funcția de președinte totuși trebuie să fie un om demn. Dar de fapt, cine mai surprinde? Că l-am pe Băsescu cu nu știu câte dosare vorbeam mai înainte, Iohannis are și el problemă cu casele, ce mai e un condamnat candidat la președinție? Nu e niciun fel de... Atunci să ne așteptăm tot la o nominalizare străvezie care să nu ne spună nimic? Un om care să fie tot controlabil de Liviu Dragnea? Asta va fi clar, indiferent cine va fi. Pentru că el e președintele Tutankhamon al PSD-ului și e logic să încerce să controleze, pentru că până la urmă el îl propune.
Domnule Berca, n-ați făcut nicio propunere. Cine? PNL-ul? Liberal. Am fi fost... Sunt mai cerebral decât... Băsănelu. Da, nu, am fi fost... Decât PMP-ul, ridic, nu? Orice Dumnezeu să... Adică ce să faci? Să propui ce? Doar un nume care să se vehiculeze o zi, două, trei, după aia să... Pe domnul Raluca Turcan. A avut o poziție tranșantă. Domnul Raluca Turcan a fost politicianul care a obținut cele mai bune rezultate. Sincer, cred că asta a fost și rațiunea de semnării sale ca președintă de interimară. Sibiu a avut cele mai bune rezultate din țară pentru Partid Național Liberal. Și alte argumente la momentul ăla ce să mai conteze, nu? Dar, nu știu, vedeți dumneavoastră, din perspectivă, că spuneați de ce persoană. Liviu Dragnea, dacă a excelat în ceva, a excelat în a face ca lucrurile la nivel administrațiilor, unităților administrative teritoriale, județe și astea să funcționeze în folosul PSD. Și mă refer aici la perioada cât a fost la Ministerul Dezvoltării. Da? A fost artizanul hotărârii cu migrația aleșilor locali. El a promovat-o, a susținut-o și i-a ieșit. A fost cel care a îndopat practic cu bani, primarii PSD, președinții de consilii județene PSD, și ne aducem aminte de poveștile cu distribuirea banilor sau cu de acum 2-3 ani de zile. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că mandatul ăla în alb nu l-a obținut că n-a făcut lucruri bune pentru PSD. Dar pentru PSD discutăm doar la nivelul ăsta. Acum, nu știu în ce măsură se simt frustrați ceilalți care au tras în campania asta și care sunt îndreptățiți să obțină posturile în administrația centrală de atitudinea lui discreționară. Da? Dar, până la urmă, dacă vrea să fie cu adevărat om de stat, ar trebui să cedeze interesului național pe care cu atâta o sârdie l-a aclamat în campania asta, da, îndrăznește să creze în România, suntem pentru popor, ne luăm țara înapoi, afară cu străinii, bla bla, ordine asta. Dacă nu, dacă e să zici că asta și-a dorit, asta ar fi rezultatul votului, de mesajului transmis de PSD, ar trebui să înțeleagă, bă, pun pe cineva care să n-aibă probleme. S-ar putea să aibă succes dacă nu să aibă probleme. Și să-l umbrească pe domnul Dragnea. E și asta un risc. Vă aduceți aminte, spunea Brâncuș, nu? Că la umbra... Bine, nu? La noi în politică au fost mai mult tufe decât, da, decât mari arbori. Gorjeni, viitorul guvern? Linia 1, 2, 3, 4, 5, 6... 5, 6, 7, 8, 9... Cred că da, pe acolo, da. No. Sau tot așa stăm și ne... Aud numai de secretar de stat, bine, auzeam dinainte de campaniei, poate și în campanie, numai secretar de stat. Și ministrul unii se visau la învățământ? Și miniștrii. La învățământ? Nu. Domnul Costoiu? Nu e trecut pe nicio variantă. Senator de București, nu? Nu, mai are treabă, ce treabă are cu Gorjul, senator de București, dar la învățământ am înțeles că e domnul Câmpeanu. Da, și au ales ministrul. Și energie, la fel? La energie, cred că e... Tot de la ALDE? Era să zic, domnul. Da, da. Domnul Gere, de ce era să spuneți? Nu, mai aveam niște secretar cu legile, energie, de la Gorj? Cu, da. Și... Domnul Iriza nu ar fi bun pentru Ministerul Energiei? Păi ce are cu mână dorul cu energia? Tu, mai asta era ideea. A, așa cu da. Cu cât da, nu ai mai puține în comun, cu atât stăpânești mai bine domeniul. Păi... Cel puțin a funcționat în politică povestea aceasta. Claudiu Gorjeni, viitorul guvern? Habar n-am, probabil domnul Ionică... Șoferii miniștrilor, nu știu. Domnul Ionică alte va rămâne la Ministerul Comunicațiilor. La energie nimeni? La energie PSD cred într-o mare proporție că îl va propune
secretar de stat pe Andrei Maioreanu și cam atât. Mai multe nu știu la momentul ăsta. Deci putem să ne luăm gândul de la Gorj, dacă Andrei a mai fost propus de vreo 4-5 ori. Păi nu. Acum la chiar, minister nu știu dacă... Chiar a fost prin Consiliul de Supraveghere pe la... În cărți. Ziceți dumneavoastră atunci, gorjeni care ar putea să facă față într-un guvern. A avut domnul Berca o propunere mai devreme. Nu neapărat din partide, și din afara partidelor. Domnul Florin Cărciumaru? La ce minister? Mediului. La ce faceți referire cu mediul? La flori, la celor? La amenajarea peisagistică. La ministrul dezvoltării. Mi se pare ceva. Nu știu. Da. Dar e un moment important mâine. Între parlamentari mai sunt. Domnul Weber, domnul Văcaru. N-ar putea să prindă ceva? Weber cu SRI-ul, Văcaru poate la aia, care cu jocurile de norocul, că și acolo trăie niște legi date. În zona finanțelor. Da, pe acolo, prin zona aia. Nu. Trebuie să-l întrebăm pe domnul Dragnea, el decide, nu. E important mâine cum votează PNL în Consiliul Local. În Consiliul Local, desemnarea viceprimarului cu atribuțiuni de primar. Dacă ar fi fost să fie nominalizat din rândul consilierilor, ar fi fost o sfârială. Păi este din rândul consilierilor. Păi da, dar este... Viceprimarii sunt din... Viceprimari. Sigur, corect. Sunt votat. Din rândul consilierilor, nu e direct. Local, da. Dar este viceprimar cu atribuții de primar. Da. Păi cum să votăm? Efectiv, evident că vom vota împotrivă. Și veți avea o propunere dumneavoastră? Păi e ca și cum ați întrebat de ce am avut, dacă am avut sau de ce n-ați făcut propunere pentru premier. Deci e același lucru. N-aveți cu ce. Acum, ce să vă spun, uite, acum două ședințe, n-au trecut câteva hotărâri de patrimoniu pentru că... N-au avut majoritate. Da, nu s-au întâlnit la două, trei. Păi mâine cum votează ALDE? E important. Păi, de săptămâna trecută... N-am o ședință de Consiliu, au votat pentru. Bine, aici nu mă ascund că am votat și eu pentru că ținea de o chestie, colegii mei au votat împotriva sau s-au obținut. Era o treabă de alocarea unei crediri pentru niște asociații. Da? Și am înțeles că au niște teme și nu i-am forțat cumva. Dar am... Da. Și mâine cum votează ALDE? E important de știut la nivel local. Păi, să vă spun sincer, nu știu, dar pot să intuiesc că am fost la câteva emisiuni cu Lădaru și cu, de exemplu, Gabriel George și s-au împăcat foarte bine, n-am avut puncte divergente. Deci se respectă protocolul la nivel județean? Eu sunt convins că da, mâine vor vota cu PSD-ul. Mai există PSRO în Consiliul Local? Foarte important. Mai sunt doi consilieri. Ei cu cine votează? Cu PSD-ul. Cu PSD-ul, cu PSD. Fără... Și cei de la ALDE vor avea un viceprimar? Mă îndoiesc, doamne. Păi nu, e posibilitatea acum să mai fie un al doilea viceprimar? Sau se rămâne cu un viceprimar acum. E viceprimar cu atribuții de primar. Am înțeles. Da, deci nu este postul de primar, se vacantează. Se vacantează. Conform în baza demisiei care va fi discutată mâine, va fi prezentată mâine. Candidați pentru anul viitor? Din partea PNL? Am spus foarte clar. Marcel Romanescu e candidatul desemnat deja la nivelul biroului politic local. Am hotărât lucrul ăsta, am semnat cu toții pentru susținerea lui Marcel. Mă vom prezenta în ocazia primului birou politic județean. Vedem acolo ce, dar nu cred să, Doamne ferește, să mai fie vreo surpriză. Să ne trezim cu domnul Berca, drept candidat. Deci domnule, eu vă spun că nu vă veți trezi. Cu o surpriză. Surpriză. Domnule Bugă, pregătiți un candidat pentru anul viitor? Nu, pentru parțiale? Deocamdată n-am luat în calcul, nici n-am discutat așa ceva. Avem pe 14 o ședință la București și în funcție de ce hotărăște conducerea, continuăm. Dacă nu se delimitează de ce au făcut la alegerile parlamentare, o parte dintre noi vom pleca din PRU. Cea mai mare parte, de fapt. Majoritatea nucleului vechi al PRU
va lua distanță de... Către alt partid sau? Nu ne-am pus niciodată. Noi am discutat, am fost la ședință la București și... Chiar este zonul plecărilor în PRU? Nu, nu. Ghiță a plecat la plajă sau unde a spus. La noi nu e cazul. Noi am venit să muncim, nu să facem sloganul și a făcut ei la campania asta. Claudiu, candidezi anul viitor? Eu la Târgu Jiu? Nu. Sau ești pe rumbul? Niciodată. N-am cu domiciliu. Da, la PSD rămâne bătut în cuie domnul Aurel Popescu? Sau nu se știe, deși toți cei din PSD spun că Aurel Popescu este opțiunea partidului și va rămâne... Spun la televizor, dar în spate mai sunt și alte calcule? În spate s-ar părea că sunt și alte calcule. Mai sau cel puțin așa se speculează că... Unii tineri de prin PSD au așa o anumită trecere la București, mai exact la domnul Dragnea, că tot este direct Ayatollahul PSD, cum l-a numit Traian Băsescu, și dumneavoastră avea oarece simpatii pentru un tânăr din PSD Gorj, deci n-aș miza 100% la momentul ăsta pe o candidatură a domnului Aurel Popescu, deși domnului are acum experiența unui cât un mandat de primar, de viceprimar, pardon, și un mandat întreg de viceprimar și iată încă cel puțin... Două treimi dintr-un posibil mandat de primar. Exact. Un răspuns scurt din partea noastră. Cine va fi viitorul prefect de Gorj? Dacă va fi un lipitor de afișe sau nu? Nu cred. Eu dacă ar PSD fi propunerea mea, da. PSD va fi și eu cred că va fi Claudiu Manta. Domnule Berca? Nu. Dică Schilerul nu poate că... Nu. Claudiu? Nu știu ce să zic, adică mi-e greu, dar încă o dată, rămân valabile cele două nume apărute în spațiu public, dinspre PSD, trebuie să spunem, Claudiu Manta și Mihai Prunariu. Atât în această seară, avem multe întrebări rămase fără răspuns, poate mâine seară vom avea răspuns cel puțin la o întrebare, care va fi în numele viitorului premier al României și dacă nominalizarea va fi acceptată de președintele Iohannis. Vă mulțumesc pentru participarea din această seară la emisiunea Dilemele Zilei. Vă aștept și în alte emisiuni. Cel puțin peste câteva zile vom avea un an întreg la dispoziție să analizăm și să dezbatem scena politică și nu numai, chiar și situația economică a județului Gorj. Mâine chiar este ședință de guvern. O să vedem dacă se va întâmpla mâine ceea ce trebuia să se întâmple săptămâna trecută. Rămâneți cu Tele3, numai bine!